Așa cum am anunțat, pentru faza a doua a Cupei României, rămân în continuare, în afara competiției, Energia Vulturu și Național Bolești, echipele clasate pe locul 1. Am venit și pentru viitorul Homocea și Voința Slobozia Cioreș, să le punem cap de serie. Le vom băga în urnă separat. Vom ruga pe domnul Teo de la Vulturu, care este neutru în această fază, să facă tragerea la sorți. Deci primele două meciuri vor fi din urma cu capul de serie cu echipele care ies din cealaltă urmă. Urmă, ulterior, vom trage separat, trage domnul Paraschiv pentru un bilet, domnul Teo un bilet și vor ieși meciurile. Deci, meciul 1. Jocurile se vor disputa în continuare pe terenul echipei mai slabă clasate în cazul până. Dinamo? Dinamo pe aici. Ia de aici unul. Dinamo cu ligele. Voința Slobozia Cioreș. Voința Slobozia Cioreș. Ce primul joc? Primul joc. Tot de acolo. Maxim. Trage unul de acolo. Asta e meciul 1. Asta este clar. Ce se ne dă cu ce? Viitorul Homocea, CSM2 Focșani. Terenul Micu din Focșani. Terenul Micu din Focșani. Și acum, unul trage unul și ies meciul. Ia mas. Ca să trage unul. Peste iese meciul. Mirea Milcovu. Mirea Milcovu. Locul 7. Șoimenicești. Joacă invers, să îi învățești cu mine. Ne uităm, să vedem exact care e mai tot casa. Și-o ai mână ruja. Și-o ai mână ruja. Dinamo Tătărală. La Năruja. Păi Dinamo Tătărală a fost. Nu. Dinamo Tătărală. Dinamo Tătărală. Dinamo Tătărală. La Năruja. Da, bine. Fronte Bordeaz. Fronte Bordeaz. Fii ce mărășești. O Bordeaz. Victoria Bugești. Cine? Fece Bălești. Victoria Bugești, Fece Bălești. Fece Bălești. Am greșit numai noi cu Bugești, Bălești. Cu arbiții. Da. Asta îl face, da? Deci ușor. Asta îl face. Da.